dragilor, astăzi este luni și mi-am propus să începem un nou vlog. Știu că, apropo, am venit cu foarte multe daily vloguri în ultima perioadă pe acest canal, dar sper că vă plac, pentru că în felul ăsta reușesc să vă arăt și eu cât mai multe chestii și, bineînțeles, din activitățile zilnice pe care le am. Și de ce mi-am propus să ne vedem și să ne auzim astăzi? Pentru că ne aflăm în ultima săptămână de dinainte de Paște sau în săptămâna mare, spuneți-i cum vreți. Bine, asta vorbim de Paștele creștin-ortodox, bineînțeles. Iar, în general, la mine, în această săptămână se întâmplă o curățenie mai amănunțită în casă, să spunem așa, și cred că asta cumva a devenit o tradiție la români, să facă o super curățenie înainte cam de orice sărbătoare, așa că asta o să începem să facem azi. Mi-am propus să încep cu ce este cel mai greu, cel puțin din punctul meu de vedere, și anume cu dulapul de haine, cu șifonierul pe care le vedeți acolo în spate, și mai am haine și pe stativ și într-un alt șifonier, deci sunt destul de multe, iar în acest moment cumva hainele mele sunt amestecate, adică le am în continuare pe cele groase de toamnă-iarnă, pentru că încă nu m-am debarasat de ele, pentru că ați văzut și voi ce frig și ce vreme am avut afară, așa că am zis să le mai țin și cred că o să le mai țin în continuare, cel puțin acum până în Paște, adică vreau să zic că astăzi, mâine nu le sortez ca să le scot, pentru că văd că încă este destul de friguț pentru această perioadă, dar mai am și hăinuțe mai subțiri, gen tricouri, cămășuțe cu mânecă scurtă, așa că acelea vor rămâne cu siguranță. Nu sunt în acest moment toate hainele pe care le am eu, dar cu toate acestea sunt foarte multe, așa că mi-am propus ca astăzi și mâine să-mi iau două zile să mă ocup de asta, pentru că între timp trebuie să mai și lucrăm, să mai și gătim, să mai facem și alte chestii și nu pot doar să stau să sortez la haine toată ziua, așa că de aceea îmi iau două zile. Sper să reușesc, dacă nu o luăm și pe a treia și vedem. Pentru că de data aceasta vreau să fac lucrurile puțin diferit, să fac acest declutter, cum îi spunem noi, mult mai drastic, să zicem. În sensul că, inițial, îmi propun să scot din garderoba mea hainele care nu mai îmi sunt bune. Iar asta înseamnă că trebuie să probez cam toate hainele pe care le am, mai ales cele pe care nu le-am mai luat de ceva timp și nu mai știu cum vin pe mine. Vreau să le scot întâi pe acelea. Este momentul să mă despart de ele, mi-au servit suficient, mai ales dacă sunt unele dintre cele mai purtate și dacă în continuare sunt într-o condiție bună, de ce să nu le ofer și eu mai departe și să fie purtate până nu se mai poate și să le țin eu degeaba în șifonier. Deci odată știu că am destule multe haine de acest gen, de care mi-a fost foarte greu să mă despart în celelalte rânduri când am făcut declutter în șifonier și vă recunosc acest lucru. Și în același timp, după cum probabil știți, dacă ați mai văzut vlogurile, noi în anul acesta plănuim să ne mutăm, să ne cumpărăm apartament sau ce om găsi noi să cumpărăm la momentul respectiv, așa că o să-mi fac această curățenie cu gândul acesta că urmează să mă mut. Deci, practic, o să-mi fie mai greu sau mai ușor, vedem acum, să iau decizia de a păstra sau de a înlătura anumite haine din garderoba mea. Pentru că în felul acesta pot să mă gândesc, ok, am, nu știu, rochia asta să zicem, urmează să mă mut într-o lună, chiar mai este bună, chiar mai îmi place la fel de mult, mai este pe stilul meu, aș vrea să o iau cu mine, aș vrea să stau să-i caut loc în noua casă, să văd unde o pun, unde o așez, astfel încât să o văd și să o port mai des, sau mai degrabă renunț acum la ea. Deci, cred că se poate observa că plecăm în acest declutter cu un mindset un pic diferit și vă recomand și vouă să faceți acest lucru. Poate nu vă mutați, poate nu aveți în gând asta, dar când vă faceți curățenie, încercați să vă gândiți în felul acesta. Dacă ar fi să vă mutați în următoarele, nu știu, săptămâni sau în următoarele luni, ar merita articolul respectiv să-l luați cu voi sau mai degrabă să renunțați acum. Deci, cam așa am de gând să mă desfășor pe astăzi. Acum, eu v-am spus ce îmi propun inițial, să sperăm că o să mă țin și de treabă, așa că haideți să ne apucăm și o să încep cu hainele de pe stativ, pentru că acolo am destul de multe cămăși și bluzițe din acestea mai elegante, mai finuțe, mai drăguțe, dar și anumite plovere destul de groase pe care, da, le țin pe umeraș. Și ca o paranteză, să știți că și-au păstrat foarte bine forma, adică nu s-au deteriorat. Și de ce încep de la acest stativ? Pentru că știu că aici am foarte multe haine de probat, așa că cumva aici este partea un pic mai dificilă și zic să începem cu ea. Așadar, dragilor, haideți să ne apucăm de treabă!
Așa, în sfârșit am reușit să termin și eu. Bine, am luat și o pauză între timp, trebuie să recunosc, așa că a durat un pic mai mult. Ideea este că am reașezat pe stativ toate bluzele și aceste plovere pe care o să le păstrez și care fiecare dată le-am pus pe culori și cumva am încercat să le așez și pe diferite, nu știu, modele, de exemplu alb cu negru sau albastru cu imprimeu. Cred că puteți să înțelegeți foarte bine ce vreau să zic aici, pentru că în felul acesta mi se pare că le găsesc mult, mult mai repede și am depistat câteva dintre ele care trebuiau și băgate la spălat. Așa că, practic, ce vedeți aici nu este chiar ceea ce păstrez, adică cu totul. Mai am vreo 4-5 pe care le-am dat la spălat și în rest le-am scos. În continuare, stativul pot să spun că este destul de încărcat, m-aș fi așteptat să fie mai liber, dar asta se întâmplă și pentru faptul că aici țin aceste plovere destul de groase și de voluminoase, dar când o să facem curățenia de vară, teoretic, o să le scoatem pe toate și practic o să arate totul mult mai aerisit, dar acum procedăm în acest fel pentru că efectiv nu am unde să le pun și totuși îmi place așa cum se vede ca aspect. Iar pe lângă faptul că îmi place să le pun pe culori și chiar vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta, adică eu fac asta de câțiva ani și am văzut o îmbunătățire, îmi place foarte mult să le am și așa, de la cele mai deschise nuanțe la cele mai închise, așa că pe aici am niște bejuri așa foarte deschise, alb, după aia tot așa un crem ceva, un bej, un maroniu, puțin roz, aici încep un pic imprimeurile și avem, bineînțeles, alb cu dungi negre, alb cu picățele negre, un leoprin și tot felul de imprimeuri din acestea. Am păstrat până la urmă și această cămașă în galbenul acesta muștar pentru că am zis să-i mai dau o șansă, am reprobat-o și am văzut că îmi vine destul de bine în partea de umeri și spate, adică nu mă strânge, per total mi-a rămas mică, doar singura problemă cu ea este faptul că dacă vreau să o port închisă trebuie să-mi pun un ac de siguranță din acela la piept, pentru că altfel riscă cumva să se crape. Cred că înțelegeți foarte bine ce zic, mai ales fetele care au bustul mai mare, dar sincer nu știu dacă neapărat o să o port închisă, așa că am zis să o păstrez, mai ales că este și subțirică, îmi place și materialul și aș putea să o iau așa un fel de pe post de jachetă, să zicem, cu un tricou, mai eu ceva pe dedesubt. Apoi am pus roșu, nu am foarte mult roșu după cum puteți vedea, albastru, albastru închis și apoi deschis, aici mi-am dat seama că aș fi trebuit să le pun invers, cred că o să le mut, o să le pun pe acestea deschise în fața acestor mai închise și din acest albastru ne ducem spre puțin verde, mov și negru și cam asta este toată povestea aici. Iar acum haideți să vă arăt și ce hăinuțe o să dau mai departe. Iar acestea sunt cămășile sau bluzele pe care o să le dau și am aici și două fuste pe care deja le selectasem de dinainte, dar le-am ținut nu știu de ce pe umera și am uitat de ele, am uitat să le dau, dar cu ocazia aceasta este numai bine. Am tot felul de bluzițe pe care în principiu le dau pentru că nu mai îmi sunt bune, mi-au rămas mici, dar și-au făcut foarte, foarte bine treaba în sensul că le-am purtat de câteva ori la diverse ocazii și în continuare se află într-o stare foarte bună, în sensul că dacă mi-ar mai fi fost bune ca mărime, cu siguranță le-aș mai fi păstrat pe majoritatea dintre ele pentru că îmi și plac foarte mult. Le-am cumpărat cu drag, să spun așa, pentru că sunt cămășile și bluzele cu care am început eu să-mi construiesc afacerea și pe care le purtam la diverse prezentări pe care le aveam. Deci, cumva pot să zic că acestea au și o valoare sentimentală, dar nu mai are sens să le țină șifonier, mă rog, la mine în garderobă, dacă eu efectiv nu mai încap în ele. Și am tot felul de cămășuțe, de la Stradivarius, Poema, Zara, nici nu mai știu sincer de unde sunt toate, dar asta este. Acum o să mă despart de ele și știu că vor ajunge la cineva care la fel le va purta cu drag. Atât am putut să fac pe ziua de astăzi la capitolul Declutter, pentru că acum trebuie să mă opresc și să mă duc să fac de mâncare. Vreau să pun niște pulpe de pui la cuptor cu niște cartofi și cred că o să mai fac niște sos de usturoi cu iaurt. Deci nu ar trebui să-mi ia foarte mult practic să prepar mâncarea aceasta și după aia să o las singură să se facă la cuptor și doar să mai fiu așa un pic atentă. Dar cert este că nu mai am cum apoi să dau toate hainele afară din șifonier pentru că asta intenționez să fac. Cam așa am abordat
problema și mai devreme. Am pus în pat morman toate cămășile, bluzele, plovărele ce ați văzut voi acolo și de-abia apoi am început să aleg din ele. Dar nu am terminat. Am început cu partea cea mai grea în sensul că mi-era mie un pic mai dificil să iau aceste decizii, că v-am zis cumva țin la aceste bluze și nu ar trebui să fac lucrul acesta, mai ales că nu mai îmi servesc pentru ce sunt ele destinate. Dar mâine o să ne ocupăm de un volum mai mare de haine, pentru că mâine vreau să fac tot șifonierul acesta și vreau să-i aranjez și hainele lui Paul, pentru că în principiu tot șifonierul este brambura în momentul de față, hainele nu sunt puse deloc ok, nici măcar nu sunt sortate, nu sunt pe culori și mă deranjează cumva vizual lucrul acesta, plus că stau prea mult să le caut în momentul în care am nevoie de ele, atât eu cât și Paul, așa că la Paul doar le aranjăm, dar ce ține de hainele mele, le scoatem, le probăm și tot așa vedem ce păstrăm și ce dăm mai departe. De aruncat haine nu cred că am, adică să fie, nu știu, găurite sau pătate sau ceva de genul acesta, mă rog, nu le arunc propriu zis, le-aș face, nu știu, cârpe sau ceva de șters prin casă pentru curățenie pe aici. Așa că da, mâine o să ne ocupăm de un volum mai mare de haine și sper să-mi fie mult mai ușor și mă gândesc să mut anumite hanorace sau tot așa niște plovărașe cu mânecă lungă, dar nu sunt la fel de groase. Mă gândesc să le mut și pe ele pe umerașe și să le pun pe stativul acela, pentru că în șifonier o să vedeți voi mâine că nu prea mai am loc de nimic, adică nici măcar să pun un tricou acolo, atât de multe haine sunt și nu este ok și nu mă simt bine și în felul acesta nici măcar nu apuc să le port pentru că nici măcar nu le văd. Așa că nu are sens să mai țin haine pe care am văzut că nu le mai port, ori că v-am zis, nu mai sunt bune sau nu mi se mai potrivesc ca și stil sau ca activitate. Deci da, urați-mi succes dragilor și rămâneți pe fază cu vlogul acesta, urmăriți în continuare dacă vreți să vedeți și munca de mâine. Iar acum, după cum v-am zis, mergem la bucătărie și ne apucăm să punem puiul și cu cartofii în tavă, să-i băgăm la cuptor. O să bag întâi de toate carnea, pe care o dau cu puțin ulei de măsline și cu condimente și o acopăr cu o folie din aceea de aluminiu pentru a se face mult mai bine în interior. Iar în timpul acesta, cât carnea va sta la cuptor, mă apuc și prepar cartofii, dar nu o să-i mai decojesc pentru că folosesc acei cartofi de la Lidl care sunt foarte, foarte bine spălați. Cu toate acestea, eu o să-i mai spăl încă o dată, o să-i frec acolo bine cu apă călduță și o să îi toc și o să-i dau cu sare, piper și cred că și niște rozmarin. Să vedem, mă mai gândesc. Iar apoi îi adaug practic peste pulpe și între timp facem sosul. Așa că haide să mergem în bucătărie.
mâncarea este gata, dragilor. Mai avem doar să ne punem la masă și să o savurăm, practic. În acest moment am pus-o un pic să se răcească, dar imediat o să așez masa și ne punem să mâncăm, după cum v-am zis. Este un pic cam târziu, să știți. M-a prins seara destul de bine, pot să zic, așa că după ce o să mâncăm, o să mă demachez și eu, fac un duș, rutina de seară, mai citesc un pic și mă pun în pat să dorm. Deci, cam atât, dragilor, cu ziua de astăzi. Rămâneți pe fază ca să vedeți în ce stadiu o să stăm mâine cu acest declutter al nostru în șifonier și multe alte activități. Să vedem dacă mi-ajunge mâine o comandă, pentru că am dat niște comenzi acum pe weekend, dar să vedem cum ne încadrăm cu ele. Mi-ar plăcea să mi-ajungă și să le deschidem împreună, să facem un unboxing, dar rămâne de văzut. Deci, dragii mei, cam atât pentru această zi, pentru această seară. Vă zic noapte bună și ne vedem și ne auzim mâine! A doua zi, până la această oră mi-am făcut și eu rutina de dimineață, chiar am avut timp să citesc un pic din cartea aceea cu vindecarea glandei tiroide. Sincer, m-a prins și încep așa să citesc în fiecare zi din ea, doar că nu pot să citesc foarte multe pagini deodată, pentru că trebuie să fii destul de atent și să gândești ceea ce citești acolo ca să poți să-ți dai seama de anumite lucruri, așa că per total cred că o să reușesc să o termin un pic mai greu decât o carte obișnuită. Dar nu-i problemă, importantă este informația și să rămân cu ceva de acolo din carte. Iar pe lângă asta am și lucrat, am băgat rufe la spălat. În acest moment sunt cu a treia mașină de rufe în funcțiune în momentul de față. Deci am tot băgat rufe, le-am scos, le-am întins și așa mai departe. S-au acumulat destul de multe. Eu în general când spăl rufele îmi place să adun mai multe și nu să bag mașina de spălat doar pentru 5-6 bluze acolo. Adică prefer mai degrabă să fie aproape plină. Iar acum o să revenim la declutterul nostru în șifonier, așa cum vă povesteam și ieri, o să mergem direct în acesta mare și o să încep cu partea aceasta de aici, unde sunt hainele întomnite și apoi o să mergem în secțiunea aceasta unde sunt și puse pe umeraș, așa că ce să vă mai zic, o să păstrez aceeași strategie, să zicem, și mindset pe care l-am avut și ieri, deci nu mai zăbovim că este deja destul de târziu și de data aceasta cred că o să dureze mai mult decât ieri, așa că haideți să ne apucăm de treabă. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady. Not ready for that.
Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You can do, make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Am reușit și eu să termin treaba, mi-a luat o grămadă, câteva ore bune, dar bine că am reușit să termin cu toate hainele acestea. Și, după cum se poate vedea, în compartimentul de sus am păstrat în continuare o parte din lucrurile mele și anume în partea stângă am pus tricourile și anumite maieuri. Eu în general port tricouri și am încercat să le pun și așa pe culori pentru a le vedea mai bine. Iar în partea dreaptă am pus aici niște plovărașe care sunt așa mai subțiri sau unele pe care le mai port de obicei prin casă sau doar așa cât mă duc până la magazin. Sau genul acela de plovere pe gât care sunt cumva stil maletă și am preferat să le țin întocmite decât să le pun pe umeraj. În al doilea compartiment tot la fel avem lucrurile lui Paul, nu am schimbat compartimentarea sau ceva de genul. Iar aici i-am păstrat pantalonii de blugi și diferiți pantaloni pe care îi are, dar și anumite bluze sau plovere mai grosuțe, diverse hanorace și chestii de genul acesta. În hainele lui doar m-am pus așa să le aranjez și să le pun pe categorii, să zicem, adică pantalon la pantaloni, bluze din acestea la bluze, așa cum vedeți aici, și nu i-am sortat hainele, adică las pe el să facă lucrul acesta. Pe următorul raft am tot la fel pantalonii mei de blugi sau anumite perechi de colan sau chestii de genul acesta, pantalon cu care ies afară, bineînțeles. Iar în partea aceasta am haine pentru casă, pijamale, tricouri, pantaloni și diverse chestii de genul acesta și am încercat să las un pic spațiul mai aerisit pentru că v-am zis că am și spălat niște rufe, așa că atunci când se vor rosca vor veni cumva în zona aceasta. Iar în ultimul compartiment s-a întâmplat modificarea aceasta. Inițial cred că ați văzut că am folosit cutiuța aceasta bej pentru a pune lucrurile mele, dar când am ajuns să aranjez compartimentul acesta mi-am dat seama că mai bine pun în ea lucrurile lui Paul și o așez aici în partea de jos. Așa că pentru moment m-am gândit să-i depozitez în cutiuță pantalonii scurți și anumite tricouri, care le zic eu tricouri bune, pe care în mod normal le-ar lua în momentul în care ar ieși afară vara sau când începe să se încălzească destul de tare. Deasupra cutiuței am lăsat pijamalele sau mă rog haine pentru casă, cele pe care le folosește în acest moment le-am pus așa ca să le vadă și să fie tot timpul la îndemână. Lângă cutiuță, acolo în spate, este teancul cu tricouri pentru casă sau pentru muncă sau tricouri de luat pe dedesubt, ceva de genul, deci nu tricouri bune, și le-am lăsat pe acestea afară pentru că le folosește destul de mult chiar și în perioada aceasta, așa că am zis să fie mai ușor accesibile. Iar în cele două coșulețe pe care le vedeți, i-am aranjat bineînțeles lenjeria intimă, șosetele și chestii de genul acesta și le-am pus și așa unele peste altele pentru că fiind și de același model, mi se pare
că arată destul de bine. Deci cam acesta este compartimentul de jos. Și încă o dată, per total, așa mi-a ieșit partea aceasta de șifonier. Eu zic că arată destul de bine. Cumva sortarea are și o logică, adică felul în care le-am pus eu aici pe categorii. Acum rămâne de văzut să vedem cât o să ne țină stilul acesta de aranjament și sper sincer să nu fie nevoie să-l refac destul de des. Iar aici avem secțiunea cu chestiile atârnate pe umerașe. Vă zic sincer că nu am avut foarte mult de sortat, de aranjat sau chestii de genul acesta, pentru că în mare sunt făcute și oricum aici vedeți și niște sacouri care sunt ale lui Paul și nu știu sincer ce vrea să facă cu ele, că nu l-am mai văzut purtându-le. Acolo el mai are niște costume care sunt băgate în acele huse, că se mai întâmplă câteodată să intre pisicile în acest șifonier, așa că trebuie să protejăm mai ales hainele acestea care sunt mai costisitoare, să spunem. Și bineînțeles, eu mi-am păstrat, să știți, ce am la capitolul fuste, toți pantalonii pe care îi am, pentru că mi-am mai făcut un declutter, cred că acum câteva luni sau jumătate de an, nu mai știu sigur, și am fost foarte mulțumită de pantalonii pe care i-am și știu că i-am probat atunci și toți veneau foarte bine. De asemenea, aici țin și rochițele pe care le am eu pentru niște evenimente așa mai deosebite. Am și câteva rochițe pe care pot să le port așa pe stradă, vreo două în genul acesta, trei de fapt. Mai am niște cardigane din acestea simpluțe pe care le mai port prin casă sau le mai iau cu un tricou pe dedesubt când ies, nu știu, până la magazin sau ceva. Aici avem sacourile mele și vă zic sincer că am avut puțin emoții la ele pentru că nu mai știam dacă sunt bune sau nu, așa că le-am probat pe fiecare în parte și surpriza mea a fost să văd că sunt în regulă acestea. O să vă arăt imediat și ce haine am decis până la urmă să scot din șifonier. Avem aici și cardiganul acesta pe care îl ador, este din acela un pic mai lung. Două vestuțe din acestea lungi, ambele sunt de la Stradivarius, una pe negru și una în carouri. Și sacoul acesta, care este tot al meu, doar că l-am pus în folia aceasta pentru că este făcut dintr-o țesătură care se agață foarte ușor și se deteriorează foarte ușor. Și încă o dată am zis să-l protejez față de pisici. Iar acestea sunt hainele pe care o să le dau, pe lângă cele pe care ați văzut că le-am scos ieri, da, îl vedeți și pe Cookie, care deja a pus stăpânire pe vreo două articole. Sunt diverse piese vestimentare pe care o să le dau, începând de la sacoul acesta care mi-a fost super, super drag și în continuare, chiar dacă l-am de o perioadă bună de timp, nu are efectiv niciun defect, așa că o să-l dau mai departe cu tot dragul, pentru că în momentul de față mie nu mai îmi servește, mi-a rămas micuț. De asemenea și rochița aceasta de la Stradivarius, care mi-a plăcut mult de tot, este făcută dintr-un tricot așa mai elastic, dar nu o mai țin pentru că încă o dată mi-a rămas mică. În principiu toate hăinuțele pe care le vedeți voi aici mi-au rămas mici și de aceea le dau. Un plovăraș mai subțire, tot felul de tricouri din acestea care mi-au rămas micuțe. Mai am și două plovorașe din acestea pe care le-am tot purtat eu prin casă. Sunt așa mai subțirele, dar și o pereche de blugi de la Zara într-un alb, pe care, sincer, cred că am purtat-o o dată sau de două ori, dar, hei, din nou mi-a rămas mică și mi-am dat seama că totuși eu, în momentul de față, port blugii cu talia și mai înaltă decât o au aceștia, așa că, da, o să mă despart de toate acestea. Pentru ziua de astăzi, cam atât am avut de făcut la partea aceasta de curățenie. Vreau să vă zic că mă simt super, super obosită în acest moment. Încă nu s-a lăsat întunericul, dar este seară în acest moment. Și o să mă duc și eu să mănânc, pentru că mi-am comandat ceva super bun și anume niște pizza extrem de delicioasă. Noi avem în Pitești simigeria Luca sau pizza Luca, ceva de genul, așa că mi-am dat comandă de pizza pentru că nu am mai avut timp să mai gătesc ceva pe ziua de astăzi, dar vine la fix pentru că așa îmi fac și pofta de pizza și oricum dacă de mâine și până la Paște o să ținem post, o să fie la fix. Așadar, o să mă pun să mănânc, apoi mă mai ocup un pic de sfârșitul de campanie, pentru că este ultima zi a catalogului 5 de la Oriflame și mai avem de plasat niște comenzi, de ajutat oameni din echipă pe partea aceasta de comenzi, iar în seara aceasta mai am și o întâlnire online la care trebuie să particip, o întâlnire organizată de companie, așa că nu mi s-a încheiat activitatea pe ziua de astăzi, cred că o să termin undeva pe la 12 noaptea, ceva de genul acesta. Dar pentru vlogul de astăzi cam atât am avut de zis, dragilor. Fug să mănânc, că mi-e super foame și noi rămâneți să ne vedem și să ne auzim
mâine! Dragilor, astăzi începem ziua în mașină pentru că avem câteva treburi de rezolvat în oraș. Nu sunt eu la volan, stați liniștiți, este Paul aici lângă mine care mă însoțește. Și bineînțeles că atunci când trebuie să ies din casă și să rezolv câte ceva, afară este o vreme oribilă. Dar asta este. Voiam să fac așa o scurtă introducere a zilei ca să înțelegeți unde sunt în momentul de față și unde am plecat și ce facem. Deci pentru moment cam atât. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, destul de repede treaba în oraș și am sosit acasă de ceva timp, numai că în momentul în care am sosit, mi-am făcut repede o cafea și deja m-am pus la laptop, m-am apucat de treabă, pentru că astăzi fiind prima zi a catalogului 6 de la Oriflame, în general am mai mult de muncă în această zi și încă nu am reușit să rezolv chiar totul până la această oră, trebuie să mai fac eu acolo câteva lucruri, așa că de aceea nu am apucat să vorbim prea multe pe ziua de astăzi pentru că am fost foarte ocupată. Iar acum am zis să deschid camera și să schimb două vorbe cu voi, să vă pun la curent cu ceea ce se întâmplă în această zi, pentru că deja am pus oala pe aragaz. Da, o să gătim din nou împreună, o să facem din nou o ciorbă de fasole, o ciorbă clasică, pentru că, bineînțeles, suntem cu câteva zile înainte de Paște, în momentul în care filmez eu acum și, după cum v-am zis, cred că și ieri, mi-am propus să ținem post în aceste zile, așa că o ciorbiță din aceasta de fasole vine la fix. Am pus deja fasolea să fiarbă în prima apă, după ce am lăsat-o la hidratat câteva ore bune, cred că vreo 5-6 ore a stat în apă ca să se umfle ea și să-mi fie mai ușor să o fierb în momentul de față. Eu așa am învățat să fac de la bunica mea și de fiecare dată când fac asta funcționează și fierbe fasolea un pic mai repede decât dacă pur și simplu aș lua pe ea așa uscată și aș pun-o direct la fiert pentru a face ciorba, deci da, la mine funcționează. Și mai trebuie practic să fierbem fasolea în cele 3 ape, să tocăm legumele, să le adăugăm și toate lucrurile acestea. Asta pe partea de casă, pe lângă faptul că până acum m-am chinuit cu rufele să încerc să le usuc, pentru că după cum probabil știți și voi, sau mă rog, cel puțin la Pitești, vremea în aceste zile înainte de Paște nu este deloc ok, în sensul că ba intră soarele, nori, ba iese așa foarte, foarte puțin, cred că maxim o jumătate de oră asta pe cer și apoi se înnorează foarte tare de a impresia că vine furtuna și
nu mai știi efectiv ce să faci cu rufele de pe sârmă. Le lași afară, le bagi în casă, le pui pe uscător, nu le pui pe uscător. Așa că am tot mișcat rufele pe aici și până la urmă am decis să le pun pe toate pe uscător și asta este. Sper să reușesc să le usuc cumva în seara aceasta, pentru că mai am de spălat în aceste zile inclusiv lenjeria de pat și tot ce ține de pături și chestii din acestea. Așa că da, vremea de afară nu prea mă ajută în acest moment și chiar aș fi avut nevoie de niște soare pentru a usca mai repede rufele, dar asta este, ne descurcăm cum putem. Iar pe lângă gătitul nostru, mâncarea pe care o facem în această seară, o să mai și lucrez, după cum v-am zis, pentru că încă nu am terminat. Mai am ceva de făcut pe telefon și în rest cred că cam atât și îl așteptăm pe Paul să vină acasă, pentru că mi-a sosit un colet, mi-a sosit de ieri, dar mai spre seară și nu am apucat să vi-l arăt, nici măcar nu l-am mișcat de pe hol, pentru că este foarte greu, are vreo 20 și ceva de kilograme, așa că cine știe, poate ajunge Paul un pic mai devreme acasă și îl desfacem împreună și îl și montăm. Momentan, cam atât am avut de zis, mergem în bucătărie, ne apucăm de gătit și ne auzim după, dragilor! Întâi de toate, aseară nu am mai apucat să mai vorbim pentru că am terminat de făcut mâncarea destul de târziu, am făcut ciorbița aceea, apoi am pus-o să se răcească, am așteptat un pic și apoi m-am pus și eu să mănânc și am făcut baie, mi-am spălat părul și m-am pus și eu în pat. Iar astăzi ne-am trezit un pic mai de dimineață, ne-am echipat rapid și am plecat să facem cumpărăturile alimentare pentru Paște. Așa că da, o să avem din nou un haul din acesta alimentar și o să vă arăt ce am luat și ce am eu de gând să gătesc pentru Paște, după cum v-am zis. Iar în același timp, astăzi am reușit să instalăm și acel scaun pe care l-ați văzut voi mai devreme, pentru că despre el era vorba ieri când v-am zis că mi-a sosit un colet și că l-aștept pe Paul, pentru că fără el nu se poate, nu m-aș fi descurcat singură să-l fac. Dar aseară, pentru că am fost foarte, foarte obosiți, nu am mai reușit să-l asamblăm și s-a ocupat Paul de el astăzi, l-am ajutat și eu pe aici cu ce am putut. Am ținut chestii, am dat niște șuruburi și cam atâta tot, pentru că este și super, super greu, are vreo 22 de kilograme, cam așa, per total, cu totul, cu toate componentele pe care le are și da, au reușit, așa că o să vă arăt scaunul pentru că este superb și cumva în felul acesta simt că sunt recompensată pentru toți anii aceștia de când postez eu aici pe YouTube, pentru că practic statul la birou, statul la calculator și poziția incorrectă pe care am avut-o eu în toți anii aceștia de editare și așa, ei bine, mi-a nenorocit spatele într-un hal fără de hal și v-am spus că am acea discopatie lombară
afară pentru care trebuie să merg și la kinetoterapie, așa că era necesar un astfel de scaun. Deci, vă arăt scaunul, de asemenea, cumpărăturile alimentare pentru Paște și o să vă arăt comandă. Da, vedeți bine, am dat o comandă pe Sephora, mi-am luat câteva chestiuțe, au avut ei niște zile cu vânzări private și am beneficiat de o reducere, așa că mi-am luat câte ceva. Iar acum, haideți să vă arăt ce v-am spus. Așa, în primul rând, acesta este scaunul, deja este asamblat frumos, tot ce trebuie și i-am și făcut proba aici la birou. Intră perfect sub birou, să știți, deci nu ocupă mai mult spațiu decât celălalt atunci când este băgat sub birou, dar așa când este scos și practic o să-l folosesc pentru că este și pe roți, după cum se poate observa. Este într-adevăr un pic mai mare decât cel pe care l-aveam eu înainte, necesită un pic mai mult spațiu, dar nu este problemă din acest punct de vedere. După cum îl puteți vedea voi așa în mare, este un scaun dintr-o imitație de piele, ceva de genul, cu negru și cu alb, l-am vrut eu, dar îl mai găsiți și pe alte culori, adică alte culori în afară de alb, la asta mă refer. O să vă las în descriere site-ul de unde l-am cumpărat eu, adică link-ul de la modelul acesta de scaun, dacă vă interesează și vreți să aflați specificații din acestea tehnice, cum le zic. Eu doar ce pot să spun acum la o primă impresie este faptul că întâi de toate mi se potrivește, adică mă gândeam să nu fie prea mare, spătarul să nu fie prea înalt. Într-adevăr, mă acoperă în întregime, dar sunt încântată de dimensiune. De asemenea și lățimea șezutului este potrivită, are și aceste cotiere, să le spunem, sau mă rog, înțelegeți voi, care sunt reglabile, în sensul că poți să le lași mai jos sau să le ridici mai sus, dar acum sunt lăsate în jos pentru că în felul acesta intră scaunul sub birou și sunt foarte entuziasmată de aceste două perne pe care le vedeți voi aici. Ele sunt unele dintre motivele principale pentru care am luat scaunul acesta, pentru că îmi trebuia neapărat o pernă din aceasta lombară să vină chiar în zona coloanei unde este scobitura aceea naturală pe care o avem și de asemenea o pernă din aceasta pentru cervicală, astfel încât să mă forțeze scaunul să stau dreaptă în momentul în care editez și lucrez eu la laptop, pentru că v-am zis, petrec foarte, foarte multe ore pe zi la laptop și îmi trebuia ceva de genul. Spătarul scaunului se dă foarte mult pe spate, vine aproape și arată ca un fel de pat, șezlong, ceva de genul acesta și de asemenea se lasă scaunul și în înălțime. Momentul de față este pus la minim, lucru care pe mine mă ajută foarte, foarte mult în comparație cu înălțimea pe care o are biroul meu, pentru că fiind dat atât de jos, cum îl vedeți voi acum, eu practic, nefiind și prea înaltă, stau într-o poziție corectă la birou. Iar alta tu pe care îl are este compartimentul acesta. Practic vine cu o pernuță din aceasta pe care poți să-ți întinzi picioarele, lucru pe care credeți-mă că după câteva ore bune de editare sau ce mai fac eu pe la laptop, simt nevoia să-mi întind picioarele, așa că de aceea eu în permanență am ținut scaunelul acela sub birou, un scaunel mic pe care îl foloseam pentru lucrul acesta, iar acum, iată, am treaba asta inclusă în scaun și în cazul în care nu am nevoie de ea, ați văzut că se strânge și nu ocupă spațiu în felul acesta, dar și dacă îmi trebuie și vreau un pic să mă relaxez, este fix ce trebuie. Iar prețul pentru scaunul acesta a fost de 780 de lei aproximativ și încă o dată, dacă vreți alte detalii, o să vă las în descriere linkul pentru el. Haideți să vă arăt acum și ce am comandat de la Sephora, pentru că sunt foarte puține chestii și dacă toți suntem la birou, eu zic că merge. În primul rând, mi-am recumpărat gelul acesta transparent de fixare a sprâncenelor de la Benefit. Este gelul lor clasic pe care deja îl am, îl folosesc în continuare, face o treabă super, super bună. Chiar fixează extrem de bine sprâncenele și este tare prietenos și în cazul în care vrei să te faci repede, dar în același timp vrei să reziste sprâncenele pe parcursul zilei, și l-am recumpărat pentru că al meu în momentul de față dă semne ca și cum s-ar termina și nu aș vrea să rămân fără el. Și dacă tot am beneficiat de reducere, am zis să-l iau. Și este vorba despre acesta, în cazul în care nu știți la care mă refer, deci cel clasic transparent de la Benefit. Iar al doilea produs este un blush din acesta lichid de la Rare Beauty. Da, mi-am mai cumpărat încă o nuanță și după cum se poate vedea, mi-am luat nuanța Joy, o nuanță destul de puternică și de potrivită, zic eu, acum pentru sezonul cald.
Așa arată și cred că pe cameră nuanța o să pară și mai puternică și mai pigmentată, cumva parcă se duce spre roșu, dar într-adevăr este ceva destul de intens. Încă o dată uitați ce ambalaj superb are blush-ul acesta și vine și cu un burețel. Așa arată aplicatorul în cazul în care nu-l cunoașteți, este super super util și poți deja să aplici produsul pe față în cazul în care îl folosești doar pentru tine sau poți să iei cu pensula de aici, există mai multe modalități de aplicare și ce îmi place foarte mult la acest blush este faptul că rezistă extrem de bine. Mi se pare cel mai rezistent blush pe care l-am încercat eu până acum, în condițiile în care este și unul din acesta lichid. Iar nuanța pe care am ales-o, uitați și voi cât de pigmentată este. Bineînțeles că eu aici am aplicat o grămadă, adică pe față în niciun caz nu o să aplic atât. Nuanța aceasta vine cu un finish mai satinat, așa, un pic mai lucios și cred că se și observă lucrul acesta, pentru că nuanța cealaltă blizz pe care o am, într-adevăr, nu lucește în acest fel, dar mie îmi place foarte mult și consider că acest efect chiar se potrivește bine cu nuanța aceasta de portocaliu și încă o dată cu anotimpul cald. Și bineînțeles, pe comandă am primit și mostrele acestea gratuit. Am ales eu 3 eșantioane pe care vreau să le primesc și am ales una de la un parfum din acesta de la Dior. Să vedem cum este, dacă îmi place și cum persistă. Am mai ales-o și pe aceasta, este ceva, un ser de la brandul acesta care știu că este destul de apreciat și de asemenea un gel din acesta de curățare a tenului împotriva acnei de la Mario Bădescu. Iar acum, dragilor, haideți să trecem și prin toate cumpărăturile acestea alimentare. În momentul de față le-am pus pe toate aici pe masă și le-am și amestecat între ele. Cumpărăturile sunt făcute de la Lidl, Auchan, dar am luat câteva chestii și din piață, așa că haideți să le luăm pe rând, dar o să încerc să trec mai repede prin ele ca să nu vă plictisesc și în același timp să puteți să vedeți ce am luat și cam la ce preț puteți să le găsiți în cazul în care vă interesează. O să încep aleatoriu de data aceasta, așa că întâi de toate vreau să vă arăt legătura aceasta de ceapă, care este imensă, o ceapă din aceasta verde pe care am luat-o din piață, să știți. Am găsit legătura la 2 lei și îmi place foarte mult cum miroase, adică se simte mirosul acela de ceapă de țară. Vedeți aici și un sac de cartofi, sunt din aceia albi, noi și avem aici 5 kg de cartofi pe care am dat 15 lei. Sacul este luat din Lidl. Din Auchan am recumpărat, bineînțeles, și eugenile acestea croco pentru că sunt de post și în aceste zile ținem în continuare post până la Paște. Iar eugenia aceasta o găsiți în Auchan undeva la 70 de bani. Am recumpărat ciupercile albe de la Lidl, din nou caserola aceasta de 500 de grame pe care am de gând să o folosesc într-o rețetă pentru Paște. Vreau să fac niște carne de porc, un fel de bruladă, ceva de genul acesta, pe care o să o umplu cu o compoziție și o să o fac din ciuperci, spanac și ceapă verde, așa că de aceea am luat și ciupercile pe care le vedeți voi aici și a costat caserola 7 lei. Am luat și merele acestea verzi, sunt din acelea Granny Smith, care sunt așa un pic mai acrișoare și mie personal îmi plac foarte mult. Avem aici un kilogram și am dat pe ele în jur de 7 lei, au fost cumva la o mică ofertă. Am cumpărat din Lidl, acestea tot din Lidl sunt luate, vă zic eu când nu sunt chestii luate din Lidl, în rest, în mare parte sunt din Lidl. Am cumpărat și ceapă din aceasta galbenă, am luat ceapă de vreo 5 lei, dar kilogramul la ei este 6 lei 50 pentru diverse mâncăruri, dar am luat și o ceapă din aceasta roșie, pentru că de Paște vreau să fac și o clasică salată de vinete și eu obișnuiesc să pun ceapă în ea și mi se pare că ceapa roșie cumva dă așa un gust mai bun. Pentru mic dejun, mai exact pentru terciul de ovăz, am cumpărat și afine de la Lidl, avem aici vreo 250 de grame de afine și a costat ca la 16 lei, din câte mi-amintesc. Bineînțeles, roșiile acestea pe care le-ați mai văzut la mine sunt niște roșii cherry prunișoare care sunt destul de dulci și cumva așa crocante sau nu știu, chiar sunt foarte, foarte bune. O caserolă din aceasta, o tăviță de 250 de grame costă 7 lei și chiar merită banii, nouă ne plac foarte mult și le-am luat pentru un platouaș pentru Paște, pentru că da, ne gândim să facem și un platouaș din acesta cu diferite legume, mezeluri, brânzeturi și chestii de genul. Din piață am cumpărat legătura aceasta de ridichi, uitați-vă și voi cât de bine arată, sunt imense și a costat 2 lei, tot așa pentru platouaș
aparatul de care v-am zis. Am luat și două legături din acestea de pătrunjel, fiecare este la 2 lei. Mi s-a părut un pic mai scumpă verdeața aceasta proaspătă de data aceasta în piață, nu știu de ce, probabil că a venit Paștele, habar n-am. Din Lidl am cumpărat și castravetele acestea Fabio, tot așa pentru platouașul de care v-am zis sau pentru micul dejun, și l-am luat pe acesta la 4 lei. Vedeți aici două caserole din acestea de căpșuni, nu știu sincer ce gramaj are una, dar tin să cred că vreo 500 de grame, chiar o să o cântăresc pe una dintre ele imediat după ce termin de filmat. Și vă las acum câteva secunde să-mi spuneți de unde credeți voi că am luat aceste căpșuni, care personal vă zic eu arată delicios și în realitate și cum se vede pe cameră, dar miros atât de bine, deci chiar miros a căpșuni. Vă zic eu, dragilor, sunt luate din piață, am dat 10 lei pe o astfel de caserolă, le-am mai luat și săptămâna trecută și într-adevăr gustul e ceva diferit față de căpșunile din supermarket, cel puțin asta este părerea mea. Și am luat două caserole pentru că vreau să fac de Paște o prăjitură din aceea stil pan dish pan, iar fructele dinăuntru lui vor fi căpșuni, bineînțeles. Tot din piață, avem acolo un magazin din acesta Radic Star, care este foarte, foarte bine organizat și igienizat și toate cele. Paula vrea neapărat să luăm niște parizeri din acesta, zice că este parizerul copilăriei lui, așa că n-am putut să refuz și am cumpărat și noi. A cumpărat Paul o bucățică din aceasta destul de generoasă pe care o să o folosim și pentru platouașul de care v-am tot zis până acum, și pe această bucată care, sincer, nu știu să vă zic ce gramaj are pentru că nu avem vreo etichetă lipită sau ceva, dar am dat vreo 22 de lei. Revenim la Lidl și am cumpărat de la ei sarea aceasta, pentru că mi s-a terminat sarea și este prima dată când o iau, sper să fie ok. Este din aceasta foarte fină, avem aici un kilogram și a costat în jur de 2 lei și ceva, 3 lei undeva pe acolo. Am luat și punga aceasta generoasă de mere din acestea roșii, nu sunt merele Red Delicious de care v-am mai zis eu, nu știu sincer ce soi sunt, dar arată destul de bine și sunt așa mai micuțe. Avem aici o plasă de 2 kg și a costat 7 lei, deci prețul este foarte, foarte bun. Avem aici și cașcavalul acesta de la Pilos, este cașcaval Dahlia, pe care l-am găsit la 10 lei, era la o mică ofertă și are 300 de grame. Am recumpărat și telemeaua aceasta de care v-am mai spus eu, îmi place foarte, foarte mult și o găsiți așa vidată și puteți alegeți voi cam ce cantitate vreți și de asemenea și prețul, pentru că variază în funcție de cantitate, dar prețul pe kilogram este de 29 de lei. Am recumpărat și margarina aceasta, care spun ei că ar avea mai puține grăsimi, o cutiuță din aceasta destul de generoasă, costă la ei 5 lei și am zis să o luăm, să o avem în casă în cazul în care, nu știu, mai mâncăm așa din când în când cu gem sau cine știe, poate o pun în vreo rețetă. Vă spuneam de carne, am luat pulpa aceasta de porc fără os, care da, într-adevăr are puțină grăsime pe ea și va trebui să o înlătură așa cu grijă, dar lucrul acesta o să-i dea cumva un plus de savoare și practic o să o despic și o umplu cu ce v-am spus eu mai devreme. Iar prețul este cel pe care îl vedeți aici, deci prețul pe kilogram este de 27 de lei, deci practic noi am luat aproape un kilogram de carne. Pentru acel platouaj sau mic dejun, sandwich-uri și chestii de genul, deci nu neapărat pentru Paște, am cumpărat șunca aceasta de pui, care într-adevăr este super, super delicioasă. O găsiți la 7,50 lei și am mai luat și mușchiul acesta feliat, pe care îl găsim la vreo 5 lei, la fel și el este foarte bun, și am luat feliate ca să-mi fie mai ușor să le tai. Din nou, vedeți iaurtul acesta în stil grecesc cu 10% grăsime, are găletușa aceasta 1 kg și costă în continuare 12 lei. Am cumpărat aici și făină pentru că am nevoie de ea pentru prăjitura aceea de care v-am spus, pentru acel pan dish pan cu fructe, și am luat-o pe aceasta. Sper să fie ok, că nu mai mi-amintesc sigur dacă am mai luat-o sau nu fix pe ea, iar prețul a fost undeva la vreo 3,50 lei. Avem aici și un plic de rozmarin pentru că nu mai aveam prin casă și am zis să-l iau acum și a fost un leu. Chefir pe care o să-l folosesc pentru prăjitura aceea pan dish pan. El are 400 de grame, dar eu o să am nevoie de vreo 250-350 de mililitri, deci mai rămâne un pic, iar prețul unei astfel de sticluțe este undeva la 3 lei și ceva. Tot din Lidl am luat și laptele acesta pe care îl vedeți mereu la mine. Nu mai are sens să mai spun ceva despre el, doar că prețul în continuare
continuare este de 8 lei pentru un litru și jumătate. Tot de la ei, la capitolul dulciuri, avem așa ciocolata Milka cu căpșuni, care este la 4 lei, salamul acesta de biscuiți undeva la vreo 2 lei și 40 de bani și este foarte bun acum pentru post. Napolitanele pentru Paul, acestea Roger cu nucă de cocos, în continuare costă 1 leu napolitana. Niște covrigei din aceștia clasic cu sare și cu max, sunt foarte, foarte buni și crocanți și buni atât pentru post cât și după. Paul a luat pentru el bidonul acesta de Nesti cu fructe de pădure și a costat 5 lei. Tot din Lidl am luat și borcănașul acesta de măsline negre fără sâmburi pe care îl găsim undeva la 4 lei și 80 de bani. L-am luat și pentru platouaș și acum la seama, uitați-vă cum a rămas blașul acesta de la Rare Beauty, cu toate că eu m-am șters. Revenim, voiam să spun că am luat măslinele acestea și pentru platou, pentru micul dejun, dar poate mă gândesc eu să fac și o salată din aceea orientală de cartofi și cu măsline și cu ceapă. Dacă tot am fost la ei, mi-am recumpărat și aceste dischete de machiante din bumbac, pe care le găsesc la un preț foarte bun, undeva la 3 lei și ceva și sunt înăuntru 140 de bucăți și ca de fiecare dată de la Lidl cumpăr șervețelele acestea, în primul rând șervețele umede universale cu care chiar că puteți să ștergeți cam orice suprafață din casă și de data aceasta am luat varianta cu mere verzi care a costat 7 lei. Șervețele din acestea clasice pentru cameră, din acestea uscate, sunt în două straturi și avem înăuntru 200 de bucăți, la fel pachetelul a costat 7 lei și bineînțeles o rolă din aceasta imensă de șervețele pentru bucătărie, avem tot așa o rolă cu două straturi și a costat 13 lei. Iar în rest mai sunt cumpărături din Auchan, două pâini, bineînțeles Velpitar, varianta aceasta de Graham și a costat 4 lei 50 și o pungă din aceea de pufuleți pe care o vedeți mereu la mine la 1 leu și 90 de bani. Da, vedeți bine, mi-am cumpărat aici un bidon din acesta de Cola Zero fără zahăr, bineînțeles. V-am spus că eu am renunțat, n-am mai bea Cola Zero și fac asta doar la anumite ocazii speciale, sărbători sau în cazul în care, nu știu, sunt în vizită de la cineva sau merg la restaurant și m-am gândit că dacă tot este Paștele și sigur o să am și eu poftă să beau altceva în afară de apă, pentru că în general nu consum nici alcool, am zis că merge un bidon din acesta și am dat pe el undeva la vreo 10 lei și are 2 litri. Paul a propus să recumpărăm și sosul acesta de usturoi, este genial, se numește Regal, mă rog, brandul este Regal, îl găsiți cel puțin numai la Auchan, l-am văzut eu în momentul de față și nu mai știu sigur prețul, dar cred că a ajuns undeva pe la vreo 7-9 lei, nu știu exact pentru că nu am bonul la mine să mă uit și să vă spun concret și Paul a luat pe acesta de la raft. Și am luat și niște usturoi din acesta granulat pentru că mai pun pe carne sau în diverse mâncăruri, iar un pliculeț din acesta a fost undeva la vreo 2 lei. Am cumpărat și niște maioneză din aceasta absolut genială de la Hellmann's, este varianta lor clasică și am luat borcănașul acesta mic care a costat undeva tot la vreo 10 lei din câte știu. L-am luat pentru salata de vinete, da, nu vreau să stau să mai fac maioneză pentru salata de vinete pentru că am o grămadă de chestii de făcut, așa că prefer să apelez la această maioneză, mai ales că am mai folosit-o înainte și chiar credeți-mă că este foarte, foarte bună. Bineînțeles, pateu vegetal, iar vă arăt un pateu din acesta de la Bucegi, curând se termină postul, dar până atunci am zis să mai luăm un pateu din acesta, varianta de 120 de grame, care a fost undeva la vreo 4 lei și ceva, în varianta aceasta clasică. Bineînțeles, mi-am recumpărat laptele acesta vegetal de la Alpro, varianta barista cu nucă de cocos, deci ok, gata, nu mai fac experimente, cel puțin cu alte branduri. Momentan sunt la concluzia în care în cafea, cel mai bine ca lapte vegetal, mi se pare că merge acesta. E absolut genial și dacă îl folosesc, nici nu prea mai e nevoie să mai pui zahăr, pentru că este el deja cumva așa îndulcit. Deci da, îmi place mult. Dar cu toate acestea, costă 19 lei pentru un litru de lapte. Și bineînțeles, vedeți aici și o sfoară. Și poate să vă gândiți ce vreau eu să fac cu sfoara aceasta și credeți-mă că am căutat-o ceva prin Auchan. Am dat pe ea undeva la vreo 9 lei și ceva. Ei bine, vreau să fac rulada aceea de carne, după cum v-am spus, și ca să o fac ruladă și să stea așa, să stea fixă și să nu se destrame, mai ales că vreau să pun destul de multă compoziție înăuntru, aveam nevoie să o leg cu ceva și chiar și în rețetă am văzut că se apelează la
o astfel de sfoară care nu este prea groasă și în felul acesta o să leg rulada, o strâng bine bine și va rămâne așa până în momentul în care o tai. Deci, da, am zis să mă justific pentru că a tot apărut până acum sfoara și să știți ce este cu ea. Și pe lângă toate cumpărăturile alimentare, am luat din piață și buchetul acesta de narcise. Narcise am înțeles că le spune, doar că sunt alt soi. Nu știu, mie personal îmi plac foarte mult, îmi plac maxim florile acestea proaspete așa în vază. În acest moment le-am pus un pic în apă ca să stea și ele să nu se ofilească până în momentul în care filmam și vorbeam eu aici cu voi, dar o să le desfac, o să le tai codițele și o să le aranjez mult mai bine, dar uitați și voi cât de superbe sunt. Încerc să nu mă ating de ele ca să nu mă umplu de polen, pentru că am reușit să dau totuși un pic pe mine. Deci, da, dragilor, cam acestea au fost toate cumpărăturile de astăzi și practic tot vlogul acesta. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați, vă rog, să apăsați pe butonul de like și să-mi scrieți acolo în comentarii cum vi s-a părut acest vlog. Iar înainte de a închide, vreau să vă urez să aveți un Paște fericit și liniștit alături de cei dragi, să vă luați așa un moment de răgaz, de relaxare, să vă deconectați așa un pic, aveți grijă la ce și cum mâncați, pentru că după aia tot noi nu o să ne simțim bine și sper să ne bucurăm de o vreme cât mai frumoasă. Eu vă spun asta în condițiile în care acum filmez înainte de Paște, dar probabil vlogul acesta o să apară după Paște, dar nu puteam să nu vă spun și eu un Paște fericit, așa că da, atât am avut de zis, vă las acum, mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și rămâneți să ne vedem și să ne auzim data viitoare, iar până atunci vă las în partea aceasta mai multe clipuri frumoase, zic eu, pe care merită să le vizionați. Vă pup și vă îmbrățișez! Pa, pa!